vă regăsesc, dragi copii, tineri și părinți, la o nouă ediție a podcastului Povești de Viață. Astăzi o am alături de mine pe Natalia Pribeanu. Natalia, îți mulțumesc tare mult pentru că suntem astăzi împreună. Cu plăcere! Fiecare copil este un artist. Problema este cum să rămânem artiști odată ce creștem, un citat din Pablo Picasso. În copilărie, toți avem o creativitate născută, dar, pe măsură ce înaintăm în vârstă, ne străduim să ne păstrăm acea latură creativă a noastră. Pictorița Natalia Pribeanu are 9 ani și, ca o curiozitate, este născut în zodia Gemenilor, la granița cu zodia Rac. Se spune despre oamenii care sunt la granița dintre zodii că sunt oameni speciali, reușesc în viață și sunt perfecționiști. Natalia, să știi că și eu sunt născută la granița dintre zodii și pot să spun că într-adevăr așa este. Felicitări, eu sunt convinsă că prin uite talentul tău minunat, tu ai să reușești în viață, deja ai reușit, uite câte creații minunate ai. Aș începe această discuție prin a te întreba cum ai descoperit tu această pasiune mare pentru pictat? Când eram mai mică, aveam cărți de colorat, dar după am început să desenez și eu lucruri, aveam și lucruri pintate la imprimanta mamei și am început să fac design vestimentar cam pe la 6 ani. Ai început cu designul vestimentar, da. Și după aia la ce ai trecut? După am trecut la peisaje, la chipuri și la multe altele, la animale, la natură statică. Uite, tu desenezi și haine, da, sau încălțăminte, pentru că, uite, văd acum că tu ai niște Adidas foarte frumoși pictați, da, pictați de către tine. Felicitări! Pictezi pentru tine, pentru familie sau pentru cine mai pictezi haine? Păi pictez doar pentru mine. Deocamdată. Da. În procesul acesta de învățare să pictezi, te-a ajutat cineva? Înveți undeva să pictezi? Ai un profesor cu care lucrezi? Sau, de exemplu, doar la școală ai învățat? Sau cum ai făcut ca să ajungi la atâtea creații minunate? Păi am un profesor, doar că merg de câteodată pe săptămână sâmbătă, doar că eu, în mare parte, fac singur. Singură? Da. Și cum îți alegi tu temele pentru fiecare tablou? Vezi undeva anumite imagini, te inspiri din reviste, de exemplu? Am foarte multe cărți de modă și natură statică. Am foarte multe cărți și mă inspir din ele. Și eu văd că sunt foarte frumos colorate, foarte frumos combinate culorile și nuanțele. Simțul acesta al culorii este unul care îți vine așa natural sau ai mai și învățat cum să le potrivești? Păi am și învățat cum să le potrivesc și la școală și la și unde merg eu. Da, ne-am învățat că în clasa pregătitoare culorile primare și cum să potrivim. Și cam câte ore așa practici tu această pasiune? Câte ore dedici pe zi pictatului? Eu fac în fiecare zi câte un desen, doar că eu nu aloc ore. Mie îmi ia 40 de minute maximum și minimum 20 de minute. Pictura în sine și presupun că înainte te gândești, nu? Cam la, da, la ce ai vrea să pictezi și apoi transpui gândurile în imagini. Și tot acest proces durează cam maxim 40 de minute. Și tehnica pe care tu o folosești, văd că este diversă. Pictez și pe hârtie, corect? Pictez și pe pânză și pictez și... Ce mai ai aici? Haide să arătăm puțin câteva din picturile tale și tehnica pe care o folosești. Poți să
Poți să ridici tu puțin picturile și să ne spui așa pe ce sunt ele pictate? Da, în mare parte am făcut pe foi. Uite aici la camera aceea. Da. Am făcut pe foi, deoarece când eram mai mică nu făceam desenele chiar reușite, doar că am început să fac și pe pânză. Foarte frumos. Aici mai avem tot pe foi. Da. Aceasta este făcută la ora de pictură. Doar că în mare parte, adică aceasta... Acestea sunt făcute la mine acasă. Deci tu pictezi și în cadrul orelor, la școală, da. Sau în timpul orelor de pregătire cu profesorul și acasă la tine. Da. Deci pictezi și ghidat, pictezi și singură. Dintre toate aceste picturi, ai vreo pictură preferată? Da. Te simți așa mai... mulțumită de o anumită pictură? Da. Îmi place foarte mult aceasta. Pe locul întâi este aceasta, deoarece îmi place foarte mult cum am făcut porumbelul și pare foarte realistică. Și ce reprezintă această pictură? Care este tema pe care o abordez aici? Reprezintă o fată care era cu porumbelul ei, se ducea să ia apă de la fântână, doar că noi erau negri și începea ploaia. Și de unde te-ai inspirat pentru această pictură? De fiecare dată când merg la lecții, acolo ne arată niște inspirații, adică de unde ce să facem. Și de unde sunt preluate aceste imagini la lecțiile pe care le faci? Pâinile ia de pe YouTube sau de aici. Foarte frumos. Și tu ai un pictor preferat? Da. Cine? Îmi place foarte mult de Andy Warhol și de Leonardo da Vinci. Wow, Leonardo da Vinci, un geniu. Un geniu există și în tine, un mare potențial și mă întreb dacă potențialul ăsta ți l-ai exprimat până acum și în cadrul unor concursuri sau te gândești de acum pentru viitor? Da, am fost la un concurs de desen, doar că nu poți să știi, poți să fii cel mai bun de acolo, dar dacă jurul spune că n-ai făcut bine, nu poți să... Și ce ți-au spus... cei din juriu. Am ieșit pe locul 6. Foarte frumos. Este un loc foarte onorant. Felicitări. Și îți doresc să progresezi și să ajungi să iei și locul 1. Eu am încredere, uite, cu talentul ăsta minunat pe care o să-l practici în continuare. O să ți-l pui în valoare. În continuare o să reușești să ajungi și mai sus. Știu că tu ai venit astăzi cu mama ta și știu și că și tatăl tău te susține foarte mult. Cât de important este pentru tine faptul că părinții tăi îți încurajează această pasiune, ți-o susțin, tatăl tău este foarte mândru de creațiile tale, știu că le publică pe Facebook, mama ta la fel. Cum te simți tu când simți ajutorul acesta al părinților și susținerea lor? Mă simt foarte bine. Mama și tata mă ajută foarte mult, doar că în special bunica mea m-a ajutat foarte mult când eram mică, deoarece mai au lucruri pe care le coloream și spunea că acolo am greșit și că am dat peste linie și așa m-am învățat să fiu organizată și să pun toate liniile corect și să-mi dau peste. Bunica ta te-a îndrumat așa, te-a arătat unde mai ai de îmbunătățit lucruri. Da, e foarte important un asemenea ghidaj. Mă uit acum din nou la picturile tale. Tu ai un stil anume în care pictezi? Da, acest stil se numește pop art, adică desenul modern, arta modernă. Și
În această artă modernă sunt, eu văd incluse și foarte multe simboluri și am văzut și în alte picturi ale tale că folosești simbolistica și ele au, picturile au o însemnătate aparte. Cât de importante sau cum sunt, cum te gândești, cum faci tu trecerea de la simboluri la creație? Păi mă gândesc că acea creație ar trebui să aibă niște calități, să le placă oamenilor și să relaxeze când se uită la ea, adică să le placă ce văd. Da, deci e important pentru tine ca oamenii să se simtă bine când îți privesc și asta înseamnă că tu vrei să transmiți anumite stări persoanelor care îți privesc lucrările, deci vrei să contribui în lumea aceasta cu ceva foarte frumos prin imaginile tale, prin creația ta. În afară de talentul ăsta pentru pictură și pentru pasiunea pentru pictură, îți mai place și să faci și alte lucruri? Mai ai și alte pasiuni? Păi încă nu, doar că voi merge la balet și sper să fiu bună și la el. Văd că faci lucruri în afara școlii, deci pictură, balet. Ce alte activități mai practică o fetiță de 9 ani ca tine? Păi nu prea am timp de alte activități, deoarece la școală avem foarte multe teme și trebuie să mă axez și pe teme ca să ai rezultate bune la școală. De ce vrei să ai rezultate bune la școală? De ce este important pentru tine să ai rezultate bune? Păi pentru că îmi place să fiu mândria când iau acea notă bună și îmi place că sunt într-un fel printre cei mai buni în clasă. Frumos, ai luat și premiu? Vreun premiu? Nu am organizat concursuri. Cu aceste picturi extraordinare, ai organizat vreodată o expoziție? Sau plănuiești să ai una în curând? Da, plănuiesc, doar că mama a spus că sunt prea mică ca să fac una, deci voi face în curând. Și pentru cei care sunt interesați să vină să-ți vadă aceste picturi, aceste minunății, cum te pot găsi, unde te pot găsi și unde îți pot vedea lucrările până atunci? Păi încă nu se poate, dar o să ne mai gândim. Eu știu că ele se pot vedea și pe Facebook-ul, cum ziceam, al tatălui tău și cred că și al mamei tale, pe contul lui Dacian Pribeanu, tatăl tău. Da, o mare parte din ele se pot vedea acolo. Știu că tu vrei astăzi să ne explici așa un pic despre procesul acesta de creație a unei picturi, cum începi, cum treci de la efectiv, de la idee la creație. Haideți să luăm orice pictură vrei tu de aici și să ne spui un pic cum faci. Da. Acesta a fost numit două aste sau astele, deoarece aici arată soarele și luna. Două astre? Da. Soarele și luna. Ok. Cum ți-ai ales tu tema aceasta? Am văzut într-o carte acest desen, doar că era practic făcut pe un calculator și eu m-am gândit dacă aș putea să-l pun și pe foaie. Bun, deci acesta a fost primul pas, te-ai gândit. Da. Apoi ai luat hotărârea că da, poți să-l pui și pe foaie și apoi ce ai făcut mai departe? M-am gândit să caut toate marcările galbene și toate marcările albastre, toate nuanțele, ca să pot să dau contraste și umbre. Deci acest tablou, această pictură este făcută cu marcare. Da. Ok, ai găsit, da, marcările respective, ai găsit ce -ți trebuia și apoi ai început să desenezi, corect? Și cu ce ai început tabloul? Păi, prima oară, mie îmi place să încep cu părul și cu fața, deoarece este mult mai ușor. Ok, părul, fața și la față cu ce încep? Cu ochii, cu
partea de sus? Încep cu lucrurile cele mai grele, pentru că trebuie să faci lucrurile mai grele atunci când ești obosită. Adică încep cu ochii, nasul și gura. Și culorile, cum ți le alegi? Bine, acum înțeleg că tu în această pictură te-ai inspirat de pe internet și bănuiesc că culorile erau aceleași pe care le-ai folosit și tu aici. Nu, erau altfel, deoarece aceea era decât luna. Eu m-am gândit să fac și soarele și luna. A, deci nu e chiar unul la unul pictura. Da. Ai venit cu inspirația ta, cu contribuția ta. Eu chiar dacă ai vrea să fac identic, nu pot, mereu se întâmplă să iasă altfel. Și s-a întâmplat vreodată să iasă altfel decât îți doreai tu de la început sau decât imaginea din mintea ta de la început? Da, de multe ori, dar de aceea eu folosesc prima oară îl creionez și mereu îmi iau un creion cu gumă ca să pot să șterg ceea ce nu-mi place. Dar s-a întâmplat să nu-ți placă ceva la final deloc și să zici, a ieșit, nu-mi place cum a ieșit. Uneori, doar că am trecut peste asta și l-am îmbunătățit. Deci nu rămâi în starea aceea, ci încerci să îmbunătățești tabloul și să ajungi la o versiune care să-ți placă. Foarte frumos, bravo, asta este foarte important. Haide, mai arată-ne câteva picturi, te rugăm, și să ne mai spui și despre altele. Da, aici am făcut un val. Un val de, de unde? Dintr-o mare învolburată. O anumită mare sau nu? Nu. Foarte frumos. Și văd că este o mare învolburată la apus, corect? Da. Ai fost la mare? Te-ai inspirat din ce ai văzut acolo? În fiecare, pe data de 21 iunie, mereu merg la mare, deoarece este ziua mea. Și părinții îți fac cadou o excursie la mare și petreceți frumos împreună la mare. Da. Și unde ai vrea să ajungi tu cu această pasiune, acest talent al tău? Care este visul tău cel mai îndrăzneț? Eu m-am gândit mult și am decis concluzia că voi face un hair art, adică voi face artă pe păr. Vreau să deschid o școală de artă pe păr, unde să învăț toți copii cu niște manechine, unde este un manechin care are o perucă și să învăț cum să deseneze pe păr. De unde ți-a venit ideea asta? Uite, de exemplu, eu nu știam că există așa ceva și tu deja ai această viziune despre lucrul acesta. E impresionant, felicitări! Acest lucru nu există, eu știu că nu există artă pe păr, doar că m-am gândit că există și artă pe unghii, și artă pe față, și artă pe haine și m-am gândit de ce nu există și artă pe păr. Corect, de ce să nu există? Și ce ți-ar plăcea ție să... Bănuiesc că ți-ar plăcea să desenezi pe păr, da? Diverse imagini. Cu culori sau cu vopsea de păr sau cum anume te gândești? Da. Hai, dă-ne puțin așa din inspirația ta. Da, o vopsea de păr, dar care să țină mai mult timp. Adică să fac niște paternuri pe el care să fie frumoase și cum vrea clientul. Wow! Și cum intenționez să începi această idee? Păi aș începe cu niște chipuri simple pe niște peruci, dar după m-aș duce în sus ca și la desenul normal. Eu sunt foarte curioasă și interesată și dornică să văd tot ceea ce o să iasă din lucrul acesta al tău, din creațiile tale. Te aștept cu mare bucurie și la o altă emisiune să-mi arăți ce ai reușit să faci, să-mi împărtășești din viziunea aceasta ta pusă în practică. Ce le-ai spune copiilor care au o pasiune în zona aceasta de pictură? Ce este important să știe?
Este important să muncească foarte mult, deoarece dacă nu muncesc, nu pot ajunge nicăieri. Eu uneori stau chiar foarte mult timp ca să modific și un ochi la un tablou ca să iasă identic cu celălalt. Foarte frumos, îți mulțumesc tare mult, Natalia, și aș încheia prin a te invita să ne mai arăți puțin din creațiile tale, deși pe monitor se văd multe dintre ele, dar îmi plac foarte mult și cele de aici și haide să le arătăm puțin. Da, păi aș vrea să îl arăt pe acesta. El se numește Ciclopiera, a plăcut foarte mult mamei mele, este desenul ei preferat. De ce i-a plăcut mamei tale desenul? De ce i-a plăcut mamei tale acest desen? Nu am întrebat-o, dar cred că pentru că este foarte colorat și ei place, le-a plăcut foarte mult cum i-au ieșit buzele. Apropo de culori, eu mai știu ceva despre tine și anume că ție îți place foarte mult zona aceasta de fashion, îți place să fii trendy, să fii la modă cu ultimile apariții, îți place așa zona aceasta mai luxoasă, pot să spun așa, e? Da, când eram mai mică, dacă nu-mi plăceau haine pe care aveam mama sau tata sau toți din familie, le spuneam ce haine să-și ia, cum să le asorteze, dacă unele au bune sau nu. Dar de unde știai tu lucrurile astea? Cum să facă ei să-și asorteze mai bine hainele, culorile între ele? Deoarece mă uitam foarte mult pe YouTube la lucruri pe care le vroiam eu, dar și la modă. Și la ce vârstă făceai tu asta? Fac și acum, doar că am început la 6-7 ani. Oh, frumos, bravo. Și vrei să faci pe lângă această artă pe păr și ceva în domeniul fashion-ului? Dacă tot ai simțul acesta estetic foarte dezvoltat. Da, îmi place foarte mult să fac și pe pantofi artă, îmi place și pe haine, îmi place pe orice. Am decorat chiar și unghiile mamei mele. Oh, foarte frumos. Mai spune-ne o dată, deci copiii tinerii care vor să îți vadă picturile, da, pot fi găsite pe... Pot fi găsite pe Facebook-ul tatălui meu. Dacian Pribeanu. Da. Așa, și acolo vor afla informații și despre viitoarea ta expoziție, pe care te încurajez foarte mult să o organizezi, pentru că ai deja foarte multe picturi minunate. Și acolo vor ști și vom ști unde să venim ca să te susținem. Da. Îți mulțumesc tare mult, Nati, pentru această discuție și te mai aștept cu acele creații extraordinare pe păr. Da, mulțumesc!